împăcându-se formal cu imperialii prin tratatul de la Făgăraș din 3 octombrie 1600, domnul Muntean încearcă să redobândească stăpânirea Brașovului, ajutat de românii din cartierul Schei. Prin munții Buzăului trece în Țara Românească, intenționând să oprească în zona submontană înaintarea oastei Polone spre Târgoviște. Rând pe rând, unitățile sale sunt înfrânte la Năieni, Ceptura, Bucovel în 20 octombrie, Curtea de Argeș în 25 noiembrie. Trădat de unii boieri, atacat de turci și de poloni, pe la sfârșitul lui noiembrie, el pornește pe lungul drum spre curtea împăratului Habsburg de la Praga. Nu e un pribeag oarecare. Pleacă însoțit de 7.000 de oșteni pe care îi va lăsa în Transilvania în vederea reîntoarcerii. Printre ei, capitan și boiernași, dar numai un singur mare boier, Mihal Ceabanul. În ianuarie-februarie 1601, la Viena, e găzduit în hanul Cerbul de Aur, unde redactează memoriile sale către Rudolf al II-lea și către ducele Toscanei. Are întrevederi cu arhiducele Matias, fratele împăratului. Spre sfârșitul lui februarie 1601, sosește la Praga, orașul de aur, reședința lui Rudolf al II-lea, unde desfășoară o intensă activitate diplomatică și stabilește largi contacte cu cercurile politice și comandanții militari din țările vecine. Împăratul îl primește în audiență la 1 martie și acceptă cererile de ajutor pentru revenirea cu oaste în țările române. Fastoasa curte imperială îl acceptă pe Mihai, pentru care în hradul praghez se organizează festivități. Apare ca figură centrală în mai multe tablouri alegorice după gustul vremii, alături de împărat și de sora acestuia. Egidius Zaderer îi face cunoscuta gravură portret care s-a întipărit în conștiința posterității. Cu cererile împlinite, Mihai Viteazul părăsește Praga la 6 aprilie, refăcând în sens invers drumul din toamna precedentă. La 20 mai, la Cașovia, se întâlnește cu George Basta, între cei doi având loc o împăcare cu urmări tragice. La 3 august 1601, înfruntă împreună la Gruslău, lângă Zalău, nobilimea ardeleană, din nou răzvrătită în favoarea lui Sigismund Bathory. Biruința este a lui Mihai și a aliatului său imperial. Steagurile inamice capturate sunt purtate în triumf la Praga. Ecoul european al bătăliei, percepută ca o victorie asupra taberei turcești, e mare. Curând, cei doi aliați se despart și între ei izbucnește rivalitatea, problema de fond fiind stăpânirea Transilvaniei. La Cluj, Mihai înalță marele său stindard în fața turnului Crăitorilor, lângă drumul spre Feleac, pe locul unde în februarie același an fusese expusă țeapa cu trupul ars al capitanului său, Baba Novac, executat de nobii. De la Cluj pornește spre reședința princiară de la Alba Iulia, poposind la 16 august pe câmpia Turdei, la sud de râul Arieș. Aici, după 3 zile de tratative și uneltiri împotriva lui Mihai Viteazul, Basta ordonă asasinarea marelui voivod pentru a-l împiedica să redobândească stăpânirea Transilvaniei și apoi a țării românești. Crima a avut loc duminică, 19 august 1601. Lovitura de grație, sub pretextul opunerii la arestare, i-a fost dată de un ofițer valon. Din ordinul lui Basta, capul tăiat al lui Mihai Viteazul
a fost expus pe calul alb al voivodului, ucis și el. După un document din 7 decembrie 1612, torturea paharnic, el a furat capul lui și l-a adus aici, în țară, de la slujit și l-a îngropat cu multă cinste ca pe un domn. În biserica mănăstirii Dealu, sub cea mai mică lespede funerară, pusă apoi de Buzești, odihnește și astăzi capul eroului, înconjurat de admirația neamului său, pentru care a fost pildă și îndemn. Prin fapta sa exemplară și prin tragica lui moarte, viteazul principe Mihai s-a impus Europei ca una dintre cele mai mari personalități politice ale epocii, intrând în eternitate ca simbol al luptei poporului român pentru libertate și unitate. Niciun român, spunea Nicolae Iorga, n-a mai putut gândi unirea fără paloșul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui de o curată și desăvârșită poezie tragică.